Bună, dragilor, și mă bucur tare să vă am aici alături de mine. Ca prim mesaj, așa, pentru astăzi, voiam să confirm celor care, nu știu, poate vă faceți griji pentru mine, pentru călătoria mea, sau ce știu eu, ce vă trece vouă prin minte. Cumva vă și mulțumesc pentru că îmi confirmați anumite lucruri și îmi aduceți în conștient cum să spun eu, lucruri pe care eu le-am integrat cumva în viața mea. Pentru că am văzut în comunitate acel mesaj pentru acel citat pe care eu l-am postat de Muhammad Ali, și cred că asta a dat de gândit unora. Vreau să spun foarte clar și răspicat faptul că m-am născut creștin-ortodoxă și așa îmi doresc să mor. Și îmi amintesc așa un moment din viața mea, eram destul de tânără, în care și eram în spital și nu pentru ultima dată, dar a fost un moment așa pentru mine în care de cotitură, în care citeam acatistul Domnului nostru Isus Hristos și în același timp conștientizam faptul că eu nu înțeleg anumite lucruri și îmi doream să înțeleg. Și am făcut așa ca un pact, nu știu dacă e cel mai potrivit termen, am făcut așa ca un pact cu Domnul nostru Isus Hristos, în care i-am cerut să nu renunțe la mine, ok? Și acum am acea imagine și prin faptul că voi veniți cu mesajele voastre, să știți că mă ajutați, pentru că îmi readuce acea imagine în conștient. În același timp, nu vreau să vă faceți griji, ok? Sper să aibă noimă ceea ce spun eu, ce avem aici. Da, regina de spade, regina care vorbește adevărul, care spune adevărul. Trei de băte și doi de spade și cavalerul de monede. De asemenea, voiam să vă spun că am adus astăzi muzică din partea Arhanghelului Mihail, cu care eu mă simt foarte bine, în sensul că lucrez foarte aproape cu energia Arhanghelului Mihail și chiar simt că îmi răspunde. Acum că voi considerați că eu sunt cucu, spunând lucrurile astea, sau că există și persoane de genul acesta pe aici, e problema voastră, cred. Hai să vedem despre ce vor să ne vorbească astăzi cărțile. Și cumva, acel moment de cotitură, să știți că a fost și pentru faptul că eu nu integrasem și nu aveam cum să înțeleg. Eram mult prea tânără, aveam vreo 20 și ceva de ani. Nu integrasem anumite informații din univers, nu înțelesesem cum funcționează universul și nu am să spun că înțeleg în totalitatea asta acum, dar parcă sunt pe drumul cel bun. Asta îmi doream, ok? Hai să văd ce mesaje avem astăzi din partea cărților. Ce vor să ne transmită astăzi cărțile pentru noi, toți cei care urmărim acest mesaj, pentru că și eu anumite mesaje de ale mele le reurmăresc. Nebunul. Această eliberarea ta, da, mult simte, eliberare pentru tine, pentru că avem și turnul aici și șapte de băte.
și 8 de inspirație, acesta este 8 de bâte. Un nou început, iarăși, pentru unii dintre voi poate fi, ok? O călătorie a voastră, poate chiar de a înțelege felul în care funcționează divinitatea, universul. O călătorie și un salt așa în lumină. Și nu uitați că noi luăm întunericul cu noi, avem și umbra noastră, ok? Ce vrea să spună acest nebun pentru tine? Hai să văd. Ce vrea să spună acest nebun pentru tine? Despre ce vrea să ne vorbească acest nebun? Ce început ai tu pentru tine? Împăratul, integrezi energia masculină? Sau ai de-a face cu și lumea la baza pachetului? Ai integrat ceva în interiorul tău, o lecție importantă. Cumva, și vezi tu, sunt arcane foarte puternice, da, și avem și puterea, pentru că tot vorbesc de putere și faietonul, pentru că tot vorbim despre succes aici pe canal. Și determinare. Tu ai început cândva această călătorie, acest salt, acest risc pe care tu ți l-ai asumat și a trebuit să integrezi structura, a trebuit să integrezi stabilitatea, energie de berbec, taur sau leu. Pentru mine, spre exemplu, în cazul de față, acest împărat semnifică tatăl meu și energia tatălui, a împăratului, mai ales că tatăl meu este și berbec. Și e ceva ce eu refuzam aici. Iar acum aceste lecții sunt învățate, ok? Într-un anume, și am lumea și văd pământul aici, ce frumos este reprezentat în imagine. Da, am să las aceste cărți, sunt toate arcane majore, deci este un mesaj cu lecții puternice pentru mine, pentru noi. Și simt așa că această energie a faetonului e o energie în desfășurare, cumva te duce încă. Și înspre ce anume te duce această energie a faetonului? Sunt curioasă să aflu. Înspre ce? Și ești puternic, ești puternică. Această carte, puterea, ne vorbește despre acest lucru. Înspre ce te duce această carte, faetonul, această energie a faetonului? Și vezi tu ai din chakra plexului tău solar pornește această lumină și merge înspre viitor. Faci lumină în viitorul tău. Ce e aici? 10 de monede. De ce faetonul? Înspre ce te îndrepți tu? Și aproape că îmi vine să spun, Alina, oprește-te, înspre ce te îndrepți? Te îndrepți înspre lumină. Tocmai ai spus. Și asul de bâte, o inspirație pe care tocmai am avut-o. Foarte frumos mesaj. Hai să extrag și un card ca răspuns la întrebarea ce lecții ar mai trebui să integrezi tu? Ok. Ce avem aici? A venit roata norocului.
și la baza pachetului Justiția. Și a venit oarecum lateral, deci cumva tu trebuie să o aduci în poziție normală pentru tine în următoarea perioadă. Asta tu trebuie să integrezi, să aduci norocul, am să-l numesc, denumesc, în favoarea ta, să reechilibrezi balanța și să îți recâștigi speranța și credința dacă undeva pe acolo, pe drum, poate nu ți-ai pierdut-o, pentru că nu ți-ai pierdut-o, dar să o reabilitezi și să o duci la certitudine. De ce roata norocului? Ce vrea să spună roata norocului în ceea ce privește lecțiile pe care tu trebuie să le... Și observați, sunt toate arcane majore. În ceea ce privește lecțiile pe care tu trebuie să le integrezi. Și eu vorbesc în oglindă, voi revendicați mesajul, e unul bun, eu așa îl percep acum fiecare. Da, și văd și împărăteasa la baza pachetului. De ce această lecție a roții norocului pe care tu trebuie să o integrezi? Ce trebuie să înveți tu? Trei de inspirație. Și soarele. Ce trebuie să integrezi tu? Expansiunea. Te afli la o ușă așa, pe care și tu ai pus în mișcare anumite forțe în viața ta care te ghidează să pășești prin acest portal. Vedeți voi cum este reprezentată această imagine? Avem aceste piese de domino care trec prin această ușă, iar tu ești invitat să pășești și tu. Și asta trebuie să integrezi tu ca și lecție. Soarele de la baza pachetului, ce vrea să ne spună oare? Vorbește despre succes, da, dar vorbește și despre multă claritate, faptul că există și oamenii în jurul tău care invidiază acest proces de devenire al tău. Și avem 5 de bâte, 3 de cupe, cumva prieteni și oameni care invidiază acest proces al tău de devenire. Ești și o luptătoare, pentru că văd și regina de bâte aici, un luptător, o luptătoare, ok. Și muncești și lupți, nu doar că muncești, lupți pentru succesul tău. Și blochezi? Ce blochezi tu aici? Ia să văd. Doi de inspirație. Pajul de cupe. Aproape că ești atât de mulțumit, de mulțumită cu tine și modul tău de a fi și îți place acest drum pe care tu ai pășit aici cu nebunul. Și da, e și greu, ok? Puterea îți este testată așa din timp în timp, chiar de multe ori. Dar ești foarte determinat, determinată și cred că vei păși în acest portal care te duce oricum înspre lumină. Da, și lumina avem și soarele aici la baza pachetului. Ok, am să cer de data asta un mesaj. Am fost ghidată de Arhanghelul Mihail și să nu spuneți că sunt cucu, că vorbesc în termenii aceștia, dar pur și simplu l-am întrebat să folosesc acest pachet ca sfat
pentru a extrage un sfat pentru voi și am primit așa ca răspuns intuitiv, afirmativ să fac acest lucru. Ok, mai ales că îmi place mult acest tarot. Mi-aș fi dorit să fie un picuț mai mic, dar trebuie să fiu mulțumită de felul în care este. Care este sfatul pentru voi? Pentru a integra cât mai, nu ușor, n-am să spun ușor, cât mai potrivit pentru voi posibil aceste lecții pe care voi încă trebuie să le mai integrați. Care este sfatul pentru voi? Ok, avem două cărți și aceasta este destul de hotărâtă. Doi de cupe și eremitul, Arhanghelul Raziel și aici nu avem niciun arhanghel, dar la baza pachetului văd puterea. Să petreci timp în meditație, ok, în reverie, așa am să-i spun, să petreci timp în natură, să te descoperi pe tine, pentru că parcă ai ceva să transmiți lumii. Văd aici spiritual teaching, învățături spirituale pe care tu poți să le transmiți celor din jur. Și acum ce reprezintă acest doi de cupe, sufletele, marea de suflete pereche pe care tu o ai în jurul tău și oamenii cu care tu intri în contact, ok? Și cam așa văd eu sfatul aici. Ok, un mesaj tare frumos care mi-a dat așa o liniște și mă bucur că am ales muzică din partea Arhanghelului Mihail. E luptătorul meu, acest arhanghel, și îi mulțumesc pentru asta, pentru că mă duce și mă face puternică, dar în același timp într-un mod în care spiritul meu se simte eliberat, nu împovărat. Ok. Nu știu ce titlu să pun pentru acest videoclip, dar voi găsi unul, sper să prindă, să și prindă. Oricum, acest mesaj e menit să ajungă la persoanele care sunt pregătite să îl audă. Și nu știu cât sunteți pregătiți. Cred că este o sugestie de titlu pentru mine. Da. Ok, vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul și recunoștința de care sunt eu capabilă, repet, și vă mulțumesc. Și e un moment așa în care înălțător așa îl simt, acest moment cu această citire. Vă pup. Pa, pa.